Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muștelului, a fost prezent la biserica din Mărcuș, din municipiul Câmpulung. Ierarhul argeșan a vorbit celor prezenți despre realizările parohiei, dar și de vrednicii enoriași care au făcut eforturi supraomenești pentru ridicarea acestui sfânt locaș de rugăciune. Dar și dumneavoastră puteați pleca de aici, de foarte multe ori, la locuri mai deșes. Da, dar n-ați făcut-o. N-ați părăsit locul acesta așa frumos, cu case și cu oameni minunați, cu oameni, un fel de oameni stâncă. Cei care ați dat și dat suflu și viața acestui spațiu, sunteți așa cum se zice, șaua pe calul voinic. Asta e Mărcușul acesta, splendid, frumos. Faptul că ați stat, faptul că v-ați făcut căsuțe și ați locuit și locuiți în acest loc, foarte frumos, v-ați învățat cu alt răsărit de soare. Dumneavoastră aici la Mărcuș, altfel vedeți, e un loc superb și apusul de soare. Am zis să rugăm pe Dumnezeu și l-am întrebat pe Dumnezeu dacă este de acord, dacă Dumnezeu aprobă altar aici, la Mărcuș. Uitați-vă dovada că nu s-a zgârcit Dumnezeu, nu s-a zgârcit și a aprobat lucru bun. S-au împletit și Părintele, când a venit aici de 15 ani, are acum, a stăruit săracul și... Da, s-a făcut, s-a străduit și a făcut treaba, după cum se și vede. Pentru activitatea desfășurată pe plan administrativ, social-filantropic și duhovnicesc, părintele paroh Daniel Oprescu a primit din partea Arhiepiscopiei Argeșului și Muștelului distinția eparhială Crucea Basarabă. Cu acest prilej a fost evidențiată și activitatea editorială a preotului prin prezentarea a două cărți, monografia parohiei Mărcuș și un jurnal care cuprinde diferite activități desfășurate în perioada pandemiei provocată de COVID-19. Al preasfințitul arhiepiscop Calinic ne-a făcut o mare bucurie să vină pe data de 31 ianuarie să slujească în această biserică pe care a sfințit-o acum 11 ani. Iar această distinție, de fapt, este dragostea înalt preasfințitului pentru toată comunitatea care a intervenit ca aici să se transforme acest loc din 2005 până astăzi. Toată activitatea duhovnicească, filantropică, catehetică ce s-a desfășurat aici, pe care am încercat să o coordonez, pe care am încercat să o dezvoltăm împreună, pentru că niciodată nu este vorba despre meritul unui singur om, ci este vorba despre meritul întregii comunități și meritul multor oameni care au pus umărul ca la Mărcuș să se construiască ziduri, să se desfășoare activității și, desigur, cred că ar trebui acum să-mi trimit gândul către familia Păslaru, care din 1945, prin domnul Vasile Păslaru, l-a donat un pământ unde s-a organizat aici pentru prima dată cimitir la Mărcuș, chiar dacă pentru acel moment nu s-a putut organiza o biserică, nu s-a putut ridica o biserică, apoi către părintele Emilian Stănescu, care a păstorit această comunitate, apoi către părintele Vasile Ciubotea de la Sfântul Gheorghe, care la fel a păstorit această biserică, apoi din anul 2005 părintelui Ștefan Ștefănescu, care a organizat în paraclisul din școală, să spunem așa, prima etapă pentru ca ulterior să se poată construi această biserică. Gândul mi se duce și către domnul primar Oancea Gheorghe, cel care a mijlocit pe lângă domnul doctor Serafin Păslaru, băiatul domnului Vasile Păslaru, ca acest pământ să fie donat Arhiepiscopiei și, desigur, în primul și în primul rând, înalt preasfințitului care a dorit acest locaș sfânt și a purtat de grijă prin deasa prezență pe care dânsul a manifestat-o la toate etapele pe care noi aici le-am construit pentru fiecare obiectiv în parte. Sub directa coordonare a părintelui Daniel Oprescu au fost construite în ultimii 10 ani o casă parohială și o capelă mortuară. În prezent, în curtea bisericii se ridică un centru social,
În prezent, în curtea bisericii se ridică un centru social care se află sub ocrotirea Sfântului Cuvios Ioanitie cel Nou de la Mușcel. În cadrul acestuia, voluntarii parohiei vor desfășura diferite activități de ajutorare a familiilor sărace prin asigurarea hranei zilnice și sprijinirea copiilor care se află sub riscul abandonului școlar. Noi, așa cum vă spuneam, construim această clădire de pe latura de vest a incintei din această bucată de pământ frumoasă donată de familia Păslaru, un centru social la care încă mai lucrăm și, așa cum vă spuneam, noi deja acolo organizăm aceste activități pe care le-am menționat, pentru că nu poți să organizezi totul chiar în biserică, cu atât mai mult cu cât avem activități, spre exemplu, pentru cei tineri, unde am organizat tot felul de ateliere de lucru, de pictură, cu ocazia zilelor naționale și așa mai departe, unde ai nevoie de spațiu, ai nevoie de toate cele necesare ca acei copii să se poată manifesta mult mai ușor. De ce nu pe viitor și la sugestia Înalt Preasfințitului ne gândim să organizăm chiar un cabinet pentru consultații periodice, dacă nu vom putea chiar săptămânale sau zilnice, vom căuta în acest fel voluntarii, medici, asistenți, să încercăm să legăm așa un parteneriat cu instituțiile medicale, să ajutăm această comunitate, pentru că ați văzut, din oraș până la Mărcuș și este un drum anevoios, un drum greu și cred că ar veni în sprijinul celor bătrâni, dar, așa cum am spus, acest centru va răspunde și nevoilor tinerilor pe care încercăm să-i ținem aproape și chiar anul trecut am început, dar din cauza pandemiei n-am putut să continuăm acest proiect, un curs de chitară pentru copii, am încercat să facem și tot felul de manifestări cu copiii care, sub coordonarea unui domn profesor, învață ceva nou, lucru pe care nu l-ar fi avut la îndemână dacă nu încercam să facem acest lucru. Sperăm să ne ajute Bunul Dumnezeu și iarăși comunitatea care ne este alături, fără de care niciun preot nu poate să spună că reușește ceva. Este o simbioză, este o legătură, o îngemânare, de fapt, între cler și popor și, așa cum ați văzut și în cadrul slujbelor, o slujbă parcă este și mai frumoasă când este lume mai multă și preoții slujesc împreună cu credincioșii și toți se roagă în comuniune. Tinerii parohiei participă frecvent la catehezele ținute în biserică și la diferite tabere organizate la mănăstirile din cuprinsul eparhiei.